fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Proverbul e românesc, dar se aplică și irachienilor. 374 de migranți s-au săturat să încerce să ajungă în UE și s-au întors la Bagdad. Ceilalți rămași la granița cu Polonia au fost înghesuiți într-un centru ca să nu mai stea în frig. Cel puțin 11 dintre ei au murit însă în ultimele zile. Regimul de la Minsk susține că 7.000 de refugiați sunt în prezent în Belarus. Lukashenko a anunțat că va trimite acasă 5.000 dintre ei, iar restul vor fi preluați de Germania. Acordul a fost însă negat de nemți, iar Polonia i-a transmis dictatorului un ultimatum. Dacă nu reglează situația de la graniță, calea ferată dintre cele două țări va fi închisă.